The Hustle sau doar Hustle? E un film acum în top pe Netflix, a apărut de curând cu Adam Sandler într-un rol serios. Nu e comedie de aia, parodia lui Adam Sandler, e unul din rolurile lui serioase. A avut câteva, Uncut Gems e ultimul, nu știu ce. Aici doar că e serios în film, dar are și umorul lui Sandler, știi? Personajul lui e serios, filmul e serios, nu știu ce, dar are umor personajul lui. E amuzant tipul și aici personajul lui. Sandler, el este un scout, un recruiter de ăsta, știi? Recrutează jucători de basket pentru NBA, pentru o echipă din NBA, mă rog, funny NBA, funny basket, o să apreciați mult mai mult filmul ăsta, având în vedere cameourile și mă rog, că e chestia asta de se concentrează doar pe chestia asta. Mă așteptam să fie un film sportiv, știi, cum că Sandler nu găsește pe nimeni și e un pic forțat și nu știu ce de, mă rog, de șef, știi, să găsească mai repede. Visul lui e să devină antrenor sau, mă rog, el e fost jucător și o să vedeți ce s-a întâmplat cu chestia asta. Cât de fapt. Adică părea că se duce în niște direcții foarte mișto pentru că Sandler, oricum, foarte bun în rol. Deci dacă vreți să, și vă place Adam Sandler și vreți să vedeți încă un rol în care Sandler rupe, Sandler rupe. A jucat foarte bine pentru ce a vrut rolul lui să fie, știi? Și asta e problema, că, bun, el recrutează, nu știu ce, bineînțeles că găsește, asta e din trailer, asta e premisa, știi? Găsește un tip cu mamă, super talent, super potențial, nu știu ce, așa, și are probleme în a convinge, din diferite motive, echipele să-l ia, dar este, mamă, știi, super underdog story, oarecum, adică ăsta a venit din sărăcie maximă, știi, și nu doar asta, știi, gen n-are niciun, e pur și simplu Adam Sandler, personajul lui, e singura șansă pe care o are și se luptă pentru el, știi, și e o poveste din asta, știi, în care, mamă, ce talent găsește, au mai fost 1.000 de filme din astea sportive cu premisa asta, și contează execuția, contează la fiecare aproape toate aspectele, știi? Și avea potențialul să fie foarte mișto și a fost mișto. E bun filmul. E bun pe partea asta pentru ce a vrut să fie, cum ajunge acolo, prin ce dificultăți trece, nu știu ce. Dar putea să fie mult mai editat într-un fel. Putea să fie mult mai emoționant. Puteau să facă, deși era clasicul de un match la un moment dat la sfârșit în care wow, știi, să fie super editat, super, mamă, când ăsta începe și nu știu ce, știi, și dintr-o dată își găsește curajul și chestii sau, mă rog, știi, strălucește în sfârșit, știi, apucă, știi, are ocazia și strălucește, nu știu ce. Nu prea s-au dus pe ruta aia clasică, s-au dus așa un pic pe aia, un pic diferit, un pic foarte să fie mai realist, nu știu ce, și n-a avut impactul ăla, știi, n-a avut un impact din ăsta să zici, mamă, ce mișto a fost punctul culminant, ce mișto a fost partea aia, nu știu ce. A fost mai emoționantă povestea lui Sandler, știi, și unde ajunge în sfârșit Sandler, a fost mai emoționant personajul lui decât personajul principal, știi, jucătorul, mi s-a părut și la un moment dat eram gen, a, foarte mișto, mă bucur, ce gen, te bucurai foarte mult pentru Sandler, știi, și a fost așa un moment ăla, mai mult decât ce s-a întâmplat până la urmă cu jucătorul, cum a fost deznodământul, a fost destul de mecanic, așa, știi, și nu prea mi-a plăcut că au editat într-un fel o chestie în care ai fi zis, o, ăsta e punctul culminant, și de fapt n-a fost, și eram gen, a, ok, deci vine punctul culminant. Și a venit, dar a fost mai puțin interesant și mai puțin construit decât punctul ăla culminant care s-a dovedit a nu fi punctul culminant. Știi? Eram gen, dar de ce a trebuit să pui atât accentul pe meciul ăla care nu n-o prea dus nicăieri, când de fapt mai era un meci, știi? Eram, ha, deci nu o să ne arăți. Ok, bine, I guess, știi, s-a înțeles ce ai vrut să spui, da, și a fost o poveste frumoasă, mai ales pentru fanii basket. Și Adam Sandler a jucat foarte bine. Tipul care este jucătorul de basket este chiar în NBA și sunt foarte mulți care joacă alte roluri care sunt jucători în NBA. Știi, vorbeam cu un prieten chestia asta, că salut, Nandor, cred că se uită la asta acum și mă simt un pic, acum m-am emoționat un pic. Și vorbeam chestia asta, că ce bine că au ales jucători de basket, știi, cu talent și chestii care să joace alți jucători de basket, și nu au ales actori,
Că s-a văzut, știi, a fost poate mai și mai simplu pentru ei să editeze și să nu știu ce, să filmeze și chestii, dar a fost și un al doilea strat, că gen, îl știi pe ăla, ăia chiar sunt jucători, nu știu ce, mamă, ce tare, cameo-uri, nu știu ce, și a fost mai bine pentru că își făceau propriile cascadorii, între ghilimele, știi, dar bine, asta a fost un mic punct negativ, bilă neagră, a fost că tipul ăsta principal n-a prea jucat mai nimic, adică avea aceeași expresie. Trebuia să fie nervos, aceeași expresie. Noroc că făceau ei niște, știi, mai făceau cu camera, cu imaginea, știi, mai o făceau să pulseze sau mai scoteau sunetul sau, bă, știi, făceau așa niște efecte, niște chestii doar pentru a accentua faptul că el trebuie să fie nervos în momentul ăla, pentru că el era aceeași expresie. Nervos, trist, super fericit. Parcă, na, câteodată zâmbea și erai gen, a zâmbit. Dar mă rog, deci pentru o poveste destul de mișto, construită, cu Adam Sandler care joacă foarte bine, e și ușor amuzant filmul, chiar e, a trecut imediat pentru fani basket, iar foarte bine pentru fani filme din astea sportive, cu, știi, când vezi o poveste din asta de a ajungi de nicăieri, undeva foarte sus și a, talentul și contează, sau munca și talentul, nu știu ce, o să vă placă cu siguranță. Pentru ce ar vrea să fie pentru mine, este undeva la un plus 8 pentru mine. Se putea mult, mult mai bine, dar mi-a plăcut. E bun, aruncați un ochi. Deci, părerile voastre, cine l-a văzut, e pe Netflix. S-ar putea să fie încă pe primul loc, nu știu, depinde când filmez, când postez asta și cum, mă rog. Și, da, părerile voastre, nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru următoarele recenzii, serverul de Discord, unde ne uităm cu membrii și nu numai. Membrii, dacă vreți să deveniți membri pe YouTube, să mă ajutați pe mine, să ajutați canalul, ne uităm pe Discord acolo la Obi-Wan și alte seriale, The Boys poate și nu știu ce. Și na, Buy Me a Coffee e pe pagina principală acolo în dreapta și thanks, mulțumiri, nu știu ce, sub clip, tot așa donații. Mulțumesc foarte mult, dar abonare e foarte important. Mulțumesc foarte mult, vizionare plăcută, pa, da, pa, da, pa, da, pa. Da, da.